Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia și bine v-am regăsit! Astăzi vom face o citire interactivă. Cine se gândește la tine și de ce? Și vom explora în două citiri. Vom avea două grupuri. Aici avem grupul 1 cu tarotul sufit. Aici avem grupul 2 cu oracolul Quantum și vă rog ca de obicei să alegeți cel puțin o variantă cu ajutorul intuiției voastre. Veți găsi aceste seturi pe www.taroterapia.ro, unde vă aștept de asemenea și cu alte produse, ca de exemplu cursul de tarot cu metoda Taroterapia. Citirea noastră de astăzi este colectivă, vă rog să luați de aici doar ceea ce rezonează. Este de asemenea o citire fără timp. E relevant momentul în care ascultați acest mesaj. Începem acum cu grupul 1. Grupul 1, adică cei dintre voi care au ales tarotul sufit și explorăm împreună cine se gândește la tine și de ce. Haideți să vedem ce apare. Iată energia săbilor, adică energia aerului. Aici avem probabil o minte extrem de activă. Avem o minte care nu se oprește. Cineva care în continuu rumegă tot felul de scenarii. Cineva care are în minte tot felul de dialoguri cu tine, ascultătorule. Ar putea să fie cineva dintr-un semn de aer, vărsător, gemeni sau balanță, ar putea să fie cineva cu un ascendent într-un semn de aer sau ar putea să fie cineva dintr-un semn de apă. Iată, avem pe cineva din rac aici sau am putea avea pe cineva din scorpion sau din pești. Așadar, iată ce grabă în mintea acestei persoane vis-a-vis de tine, ascultătorule. Pentru unii dintre voi, persoana asta este cineva care se află la distanță sau cineva care acum, în perioada asta, face o călătorie. Sau ar putea să fie cineva cu care ați avut o discuție în contradictoriu, da? Tu spuneai că lucrurile sunt albe, persoana asta spunea că lucrurile sunt negre, cineva cu care încă nu ați ajuns la un acord. Vă rog să-mi spuneți cum rezonează cu voi. Ce mai văd aici este că persoana asta intenționează să acționeze într-un anumit fel. Parcă ar vrea să împace două tabere. Parcă ar vrea, iată, să stea cu picioarele în două teritorii încercând o punte, încercând o mediere. Este cineva care se ambiționează, ascultătorule. Văd o persoană plină de voință. Pe măsura multitudinii de gânduri pe care această persoană le are, la fel avem și intenția de a acționa într-un anumit fel. Ar vrea ca lucrurile să se miște foarte repede. Carul indică viteză. De asemenea, cineva care este dispus să depună efort în direcția ta. Cineva care este dispus să se implice în ceva anume. Haideți să vedem mai departe. Ce mai aflăm? Cine este cu gândul la tine și de ce? O persoană foarte atrasă de tine sau o persoană foarte pasională. Aici avem două variante. Pe de o parte, am putea să avem o situație sentimentală în care persoana asta vă este partener și persoana asta se gândește cu foarte multă dorință la voi. De cealaltă parte, în alte cazuri, am putea să avem pe cineva din apropiere, fie că este un coleg, fie că este o rudă, un prieten, cineva care admiră foarte mult forța ta, ascultătorule. Cineva care admiră creativitatea ta, cineva care admiră munca ta, succesul tău, da? Iată, este cineva care are niște sentimente puternice în legătură cu tine
Și pe de-o parte avem această admirație sau spuneam pasiune, de cealaltă parte avem pe cineva care încearcă probabil să te copieze, să te imite, să fie ca tine, ascultătorule. Încercând să fie ca tine și închipuie că va fi acceptat mai ușor. Încercând să fie ca tine, își închipuie că va vorbi pe limba ta. Și deci toate eforturile sale, da, au legătură cu dorința de a fi mai aproape de tine sau cu dorința de a fi acceptat în jurul tău. Cu treiul ăsta de cupe, avem pe cineva cu care tu, ascultătorule, ai ieșit la prânz, la cină, la o cafea sau o persoană care încearcă să fie în jurul tău ca amic sau ca amică, însă s-ar putea să-și dorească mai mult, parcă vrea locul 1 în viața ta. Și iată, are de parcurs un anumit drum. Spuneam mai devreme că această persoană parcă ar căuta o mediere și parcă și-ar dori o punte. Și aici avem ideea de pod. Așadar, cineva care încearcă să ajungă la tine. Cineva care, în anumite cazuri, s-ar putea să locuiască lângă un lac, lângă un râu sau lângă mare. Cineva visător. Simt că aici este o persoană destul de idealistă. O persoană căreia îi place romantismul. O persoană care, dacă bea un pahar de vin, se destinde, se relaxează, începe și povestește, da? De ca și cum îi se dezgheață limba și începe să fie tot mai activă. Probabil că este, în general, o persoană timidă. Probabil că, în general, omul ăsta nu reușește să spună totul clar de la început, da? Vrea să deschidă cumva ușiță după ușiță și nu vrea să expună totul direct, pentru că simt, avem totuși o persoană temătoare. Precauția sa, rezervele sale vin dintr-o anumită teamă. Haideți să vedem mai departe. Aici avem și niște interacțiuni dintre două semne de foc sau o interacțiune dintre un semn de foc și un semn de apă. Ce mai apare? Iată pe cineva care îngrijește ceva anume, o anumită situație, arcana îndrăgostiților. Iar acești îndrăgostiți, iată, sunt întinși. Momente de intimitate. Persoana asta își dorește foarte mult prezența ta fizică. Este o persoană căreia este foarte dor de tine, ascultătorule. Cineva care se gândește frecvent la tine. Pentru unii dintre voi, persoana asta s-ar putea să fie o apariție nouă în viața voastră. Însă pentru alții dintre voi, persoana asta este cineva prezent lângă voi de mai multă vreme și care resimte foarte mult lipsa ta. Te vede ca pe un element foarte important din propria viață. Cineva care e posibil să-și fi schimbat atitudinea în ultimele săptămâni sau cineva care urmează să-și schimbe atitudinea în următoarele săptămâni. Cineva care, iată, îngrijește ceva. Asta poate să fie relația voastră. Asta poate să fie, de asemenea, imaginea acestei persoane în mintea ta, ascultătorule. Așadar, cineva care vorbește cu grijă, cineva care își alege subiectele după ce s-a gândit îndelung, cineva care este foarte atent la tonul vocii sale, cineva care, iată, meditează sau se roagă sau în orice caz încearcă să se apropie cât mai mult de emoțiile sale. Apropiindu-se de emoțiile sale, simte că se poate apropia și de tine, da? Cineva care probabil că e pe cale să facă o mărturisire, da? Avem aici o fântână arteziană. Iată ce interesant se combină aceste cărți.
Aici vorbim despre o regăsire importantă. S-ar putea ca această persoană să se regăsească, să se întoarcă la părți din sine foarte prețioase, dar pe care le ignorase, le reprimase. Este cineva care devine mai maleabil, vulnerabil, da? Cu inima la vedere, cu dorințele la vedere. Parcă nu se mai rușinează să vorbească despre ceea ce are în minte. Haideți să vedem în continuare. Aici mai apare cineva din Gemeni. Sau, de asemenea, am putea avea o conexiune dintre un semn de pământ și un semn de apă. Foarte interesantă această arcană a transformării. Cineva trece printr-o transformare sau cu persoana asta veți începe să schimbați acel raport dintre a da și a primi. Interesant acest 6 de monede în care lucrurile sunt la egalitate. Schimbul ăsta vine din ambele părți, da? Nu mai avem acea imagine clasică cu un personaj foarte puternic, care stă în picioare și aruncă niște bani către niște personaje defavorizate. Așadar, simt că aici vorbim despre o repoziționare a cuiva. Cineva care înțelege probabil că fie a dat prea mult, fie a primit prea mult și că lucrurile nu erau în echilibru. Asul ăsta de monede s-ar putea să fie o ofertă, s-ar putea să fie o propunere interesantă, ceva ce implică niște elemente concrete, practice, ceva ce implică ceva material. Așadar, un cadou, da, o ieșire undeva, un bilet de avion, de tren, o invitație la un spectacol, cineva cumpără ceva, cineva cheltuie o sumă de bani pentru a ajunge la persoana dragă. Și s-ar putea să observi în perioada următoare că persoana asta care se gândește la tine îți propune ceva, te invită undeva, îți dăruiește ceva, ascultătorule. Iată, spuneam că transformarea se întâmplă. Cineva care deschide palma sa tot mai larg. Iar asta are legătură și cu acea deschidere de mai devreme. Adică de ca și cum deschiderea asta în plan material vine mână în mână cu o deschidere în plan sentimental. Haideți să explorăm în continuare. Foarte interesant. Tot am acest indiciu al unei persoane care v-a trimis în trecut niște mesaje mixte. Cineva ambivalent. Cineva despre care nu ați înțeles cu claritate ce dorește sau care este rolul său în viața voastră. Aici avem răzgândiri și blocaje sau chiar plecarea cuiva. Ceva ce s-a întâmplat. Ceva ce a fost răsturnat. Ceva ce a stat pe loc o perioadă îndelungată. Așadar, o parte dintre voi s-ar putea să primească mesaje, s-ar putea să primească invitații, da? Să aveți propuneri din partea unei persoane care părea ieșită din viața voastră, cineva cu care luaserăți probabil o pauză sau o persoană de la care nu ați mai avut așteptări. Haideți să vedem în continuare ce mai apare. Cineva care a avut nevoie de momente de liniște. A avut nevoie să stea în pace ca să înțeleagă ce vrea să schimbe, iată, alchimistul. Alchimistul care este, de fapt, magicianul. Propunere nouă, discuții, comunicare, negocieri, cineva fermecător,
cineva interesat, curios în legătură cu tine. Ascultătorule, aici mai avem pe cineva din Gemeni sau din Fecioară. Așadar, un nou început care vine ca propunere de la această persoană, o persoană plină de dorință și plină de idei în legătură cu tine, ascultătorule. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales acest oracol Quantum. Folosim pentru citirea voastră și acest tarot, Heavenly Bloom. Cine se gândește la tine și de ce? Haideți să vedem din tarot. Aici am putea avea o persoană dedicată, muncitoare, am putea avea un antreprenor sau am putea avea pe cineva care în perioada asta muncește foarte mult. Haideți să vedem și din oracol. Cineva dintr-un semn de foc, berbec, leu sau săgetător, cineva din Gemeni sau din Fecioară ar mai apărea până acum. Iată o persoană cu gânduri negre. Cineva fuge de gândurile sale negre, muncind foarte mult. Sau implicându-se în tot felul de activități. Cineva care parcă vrea să alunge urâtul din viața sa. Asta e o persoană care se simte singură, o persoană care probabil că se simte neînțeleasă, care cere ajutor de sus. Haideți să vedem ce-i cu această creștere, dar și cu acest drum. Wow! Foarte interesant ce a apărut aici. Aici s-ar putea să avem o persoană foarte dezamăgită de cum arată viața sa în momentul ăsta. Și ce simt este că această persoană a căutat onoruri, laudă, succes, validare din partea celorlalți. Cineva a vrut să fie pe scenă, cineva a dorit să crească foarte mult, să adune foarte mulți bani, da? Să construiască un imperiu, să arate celorlalți că lasă ceva în urmă. Simt că e genul de persoană care parcă a plecat să cucerească lumea și de fapt s-a înfrânt pe sine însăși. Adică cineva care și-a neglijat nevoile profunde. Și-a neglijat dorințele. A neglijat probabil relațiile apropiate. Cineva care tot timpul era pe fugă, cineva foarte, foarte grăbit. Cineva care stătea să facă tot felul de calcule, non-stop. Cineva care a prioritizat rațiunea, da? Mintea, logica, în defavoarea emoțiilor sale, spuneam, nevoilor sale, dorințelor sale. Cineva care s-a robotizat. O persoană care, încercând să ajungă acolo sus, de fapt, n-a făcut decât să-și sape groapa, pentru că gândurile sale nu par să fie deloc ok. E cineva care vede lumea acum printr-un filtru negru, iată, cineva care intră în labirint, cineva care se simte pierdut, cineva care ar vrea să găsească o soluție, o cheie, o cale de ieșire. Și mă întreb dacă nu cumva această persoană consideră că tu s-ar putea să ai acces la acea cheie. Haideți să vedem mai departe.
Tot din acest oracol quantum mai extragem niște indicii. Iată, conexiuni noi, dragostea adevărată și starea lucrurilor care în momentul ăsta pare să fie incertă. Așadar, aici probabil că vorbim despre cineva care ți-a declarat la un moment dat, ascultătorule, că te iubește cu adevărat. Sau cineva care ți-a spus că nimeni niciodată nu l-a iubit cum îl iubești tu. Mă întreb cum rezonează cu voi. Pentru unii dintre voi, povestea asta pare să fie o poveste nouă. Poate să fie o conexiune, un coleg de serviciu, de exemplu. Sau un coleg de la școală, de la facultate. Poate să fie o persoană pe care ați întâlnit-o prin intermediul unui proiect. Sau poate este o persoană pe care ați întâlnit-o prin niște activități, hobby-uri comune. Ce se vede aici are legătură cu o dragoste care a avansat, ceva reciproc. Și în momentul ăsta se pune întrebarea, dar care este starea lucrurilor? Sau cine sunteți voi doi unul pentru celălalt? Cineva și-a pus ceva probleme apropo de stima de sine și de dragostea de sine. Iar asta înseamnă că cineva a considerat că a fost neglijat, a realizat că a fost neglijat și apoi a decis să se prețuiască. Adică, în primul rând, să se iubească pe sine. Iar asta poate avea legătură cu tine, ascultătorule, și ai putea să fii tu acest personaj care descoperă, de fapt, această dragoste adevărată, în primul rând, în interior. Sau s-ar putea referi la această persoană care începe să se vadă, adică a căutat acceptare, laude, validare prin alte părți, dar acum trebuie să se întoarcă la sine, pentru că dacă nu și le oferă de unul singur, toate celelalte nu vor conta, așa cum n-au contat nici până acum. Sau, într-o altă versiune, persoana asta care se gândește la tine este cineva care a luat lecții de iubit de la tine. Cineva care a învățat despre emoții, despre sentimente, despre a le trăi natural prin intermediul tău. Conexiunea asta a voastră e o conexiune foarte interesantă. Probabil că aici sunt situații în care aveți multe semne de întrebare unul față de celălalt. Simt eu că e cineva care are tangență cu viața ta într-un fel sau altul. Cineva care visează în același timp să ajungă mai către centru. Da? Să străbată, iată, strada asta. Să ajungă lângă mare. Marea ca simbol al inconștientului, da? Apa legată de ideea de emoție. Ce-o fi de explorat acolo, oare? Haideți să vedem mai departe. Cine se gândește la tine, ascultătorule? Și de ce? În anumite situații, aici avem o persoană dintr-un semn de apă. S-ar putea de asemenea să avem o persoană care este născută pe 3, 13, 23, 6, 16 sau 26, 9, 19 sau 29. S-ar putea să avem o persoană născută în luna martie, iunie sau septembrie. Sau s-ar putea să avem începutul poveștii voastre într-una dintre aceste luni. Vă rog să-mi spuneți cum rezonează. Așadar, iată, cineva care dorește cumva
o poziție de egalitate. Da, aici avem un rege și o regină. Dar interesant că regele ăsta este într-un semn de apă și regina asta este într-un semn de foc. Ori apa și cu focul nu sunt compatibile. Cineva tânjește la o poziție de egalitate cu tine. Ce interesant că ne-a apărut din nou arcana carului și de foarte multe ori se întâmplă așa, da? Ca citirile noastre să fie legate. Adică citirea de la grupul 1 să aibă elemente comune cu cea de la grupul 2. Și acest car care presupune să stăpânești, de exemplu, gândurile tale, dar și emoțiile tale, să le poți pune împreună, să le faci să lucreze împreună, să nu mai fie inamici. Sau să împaci două puncte de vedere diferite. Să încerci să creezi o cale de mijloc. Dar mai ales că acești cai de obicei sunt de culori diferite. Asta înseamnă că această persoană încearcă să pună împreună niște aspecte care în mod normal vă diferențiază. Asta înseamnă că această persoană încearcă să găsească acel fir comun între tine și el sau ea. Și da, își dorește să fie, iată, fie regele, fie regina din viața ta. Dar știe că în același timp există un soi de incompatibilitate. E ceva ce nu iese cum trebuie. E ceva ce nu se așează foarte ușor. Da? Și care este calea comună, oare, între apă și foc? Care să fie această punte? Care este legătura cu distanța, mă întreb, da? Unii dintre voi probabil vă aflați la distanță. Alții dintre voi probabil călătoresc destul de mult. Sau persoana asta călătorește destul de mult. Cine are de arătat voința sa? Cine are de depus efort aici? Haideți să vedem în continuare. Iată ce interesant, arcana forței. O sărbătoare. Însă cineva se abține foarte mult aici. Avem și Marea Preoteasă, avem și forța sau puterea. Ceva are legătură cu 10. 10 zile, 10 săptămâni, data de 10, luna octombrie. Ceva iese la iveală aici și s-ar putea să iasă la iveală în preajma unui eveniment important. Poate fi o aniversare, poate fi o reuniune de clasă, poate să fie nunta cuiva, poate să fie în apropierea Crăciunului. Ceva iese la iveală până la urmă. Pare că cineva se tot abține și tot tace de teamă că... Hai să vedem mai departe. De teamă că o să fie dat la o parte. Că mesajul său nu o să conteze. Că e posibil ca oferta altcuiva să fie mai interesantă. Cam astea sunt temerile acestei persoane. Da, interesant și acest 10 de monede. Pentru că e cineva care tinde să ia raportul vostru în serios. Cineva care vrea să te introducă, eu știu, în familia sa, să îți facă cunoștință cu rudele sale, cu prietenii să-i apropiază, dacă asta nu s-a întâmplat deja. Cineva care iarăși dorește să ofere ceva, alt element comun cu citirea de la grupul 1. Cineva care se teme cumva să nu se usuce în fața ta. Se teme să nu cumva să dea niște roade strâmbe sau să se usuce cu totul și să dispară. Asta e o teamă foarte profundă din partea acestei persoane. Este multă inadecvare aici, un sentiment al inadecvării.
nu mă simt la locul meu, nu știu care este casa mea, nu știu care îmi sunt rădăcinile, nu știu cum mă vezi tu, nu știu cât mă accepti tu. Cam asta ar fi energia acestei persoane. Haideți să vedem în continuare. După creștere vine și descreșterea, vine și pierderea și totuși un bărbat iubitor care se prezintă, iată, cu un buchet la tine, pe neașteptate. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Hai pe www.taroterapia.ro, descoperă cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Obiectivul acestui curs de tarot este ca tu să înveți în mod intuitiv, rapid și practic cum să interpretezi tarotul pentru tine și pentru alte persoane, folosind orice pachet de cărți de tarot. La finalul acestui curs vei ști cum să folosești tarotul într-un mod practic, vei căpăta o perspectivă nouă, utilă pentru a interpreta cărțile de tarot în orice arie care te interesează. Dragoste, relaționare, profesie, bani, dezvoltare, creștere personală, decizii de zi cu zi și așa mai departe. Vei ști ce indicii rapide să cauți în cărțile de tarot pentru orice întrebare pe care o ai. Vei cunoaște nu doar semnificația tuturor cărților de tarot, dar vei ști să obții rapid mesaje esențiale din combinațiile dintre arcane. Vei avea o conexiune mai bună cu intuiția ta și un mod inedit de a observa lucrurile nevăzute. Vei avea la îndemână, oricând și oriunde, materialul complet pentru a repeta ceea ce ai învățat. Accesul tău la curs este nelimitat. Vei putea intra oricând în contact cu taroterapia pentru orice întrebare legată de acest curs sau de practica ta. Hai acum în comunitatea noastră pasionată de tarot și pregătește-te pentru o aventură fascinantă în universul arcanelor.